Gorjul și-a premiat sportivii. Laura Popescu a fost desemnată cel mai bun sportiv gorjan al anului 2010. Speranța atletismului gorjan a câștigat medalia de bronz la campionatele europene de atletism. Petrișor Gănău și Veronel Tărău, vicecampion național la box, au fost recompensați pentru rezultatele deosebite. Alexandra Staicu și Alin Drondoie, multipli campion național la atletism, au fost premiați și ei. Alți 20 sportivi au mai fost răsplătiți pentru premiile câștigate la competițiile la care au participat. Horațiu Gorun, directorul DJTS Gorj, a precizat faptul că sportul gorjan excelează la atletism, box și radiometrie. Am gândit să aducem și noi o mică floare așa a recunoștinței pentru acești sportivi minunați, pentru antrenorii lor, pentru toate sacrificiile pentru care le fac pentru sportul gorjan și mai ales pentru ceea ce fac ei pentru județul Gorj. Antrenorul anului a fost desemnat emeritul specialist în atletism Ion Bură, care însă nu a putut fi prezent, premiul fiind ridicat de fiul său Ionuț. E un lucru plăcut, dar cred că emoțiile de sportiv sunt mult mai mari. Bine, ca antrenor ai emoții extraordinar de mari, dar la competiții, pentru că acolo se vede munca cu adevărat. Aici felicitările practic mai mult pentru sportivi, pentru că e meritul lor. De câțiva ani încoace, bugetul alocat pentru premierea sportivilor gorjeni a fost destul de mic, fapt ce nu a mai permis organizarea galei sportului gorjan. Această seară este deosebită pentru noi, deci pentru noi ca antrenori, pentru noi ca și conducători, cât și pentru sportivi, deoarece premierea nu s-a mai făcut de 5 ani, din lipsă de fonduri, știți dumneavoastră ce perioadă grea traversăm și ca și club și ca țară, dar am găsit sprijinul unor oameni deosebiți, majoritatea în funcții bine așezați acolo. Au fost oferite plachete pentru activitatea de susținere a sportului gorjan, grupării CS Pandurii, declarată cel mai bun club sportiv pe anul 2010, Consiliului Județean Gorj, Prefecturii, dar și Primăriei Târgu Jiu.